Buonasera. Aici avem situația aceea în care am iernat familia de bază aici și sus familia ajutătoare sau rol. S-ar folosi reginele de sus pentru treburile care au fost de corectat, de reparat, de ajutat. Și acum avem aici pusă deja gratie Hahnemann. Așa. Aici a fost situație familia asta a fost o familie puternică și în urma ideii de a hrăni sus, de a ajuta cu căldură sus, a produs depopulare în familia de bază. În altă ordine de idei, acel podișor cu deasupra ei a fost pus o cutie de multietajat care avea asemenea fante, da? Și a fost împărțită în două, o adăpostit două roiuri pe 5 rame de multietajat fiecare de hrană și de albine. Familia de aici a fost undeva la circa 7-8 rame de albine. Acum este undeva la 4 rame de albine. Chiar dacă sunt 6 rame, albina doar e 4. O pierdut mult albina. Singura mea explicație pertinentă pe care o pot trage acum, dar trebuie să o verific în iernarea viitoare, este faptul că aceste fante de ventilație au permis să ia de la familia de bază căldura, poate și oxigenul, și rămânând măcar cu fost iernare cu un corp ajutător, cu un bec adânc, să zic, cu corp de multietajat jos și mult spațiu liber. Cu toate astea, i-au pierdut albina. Asta a fost. Nu folosim fum. Folosim apă cu ulei esențiale. Așa. Luăm. Dăm deoparte. Așa. Și noutatea aici este că, după cum o să vedem, faptul că această familie va merge mai departe cu un ajutor energetic. Deci este o rezistență, acum nu e conectată, dar este o rezistență care, pusă pe o ramă, va veni hrănitorul și va fi încălzită. La hrănitor va primi sirop și în deasupra va primi turte. După cum povesteam, se observă foarte frumos cele doar 4 rame de albine. Și sunt 6, doar 4 rame de albine. Asta este situația dată. Nu am o altă explicație. Probabil la anul voi ierna două familii la fel de puternice, unele cu partea de circulație aerolopturată, altele nu. Vă las că sună telefonul și trebuie să răspund. Sănătate!